Primarul capitalei Nicușor Dan a ajuns un fel de fiu al ploii. El nu mai este asumat de nimeni. Liberalii nu se mai bat cu cărămida în piept cum că ar fi omul lor, nici măcar nu mai susțin că l-au propus și că în continuare consilierii PNL votează cu ochii închiși tot felul de prostii propuse de Nicușor Dan. De fapt, nu și-l mai asumă nimeni. Nu și-l mai asumă nici USR-ul, din care a făcut parte și pe care l-a și creat de altfel. Nu și-l asumă, cu atât mai puțin, nu și-l asumă PSD-ul, nu și-l asumă nici UDMR-ul. Nu și-l asumă nimeni. Nu are în spate nicio susținere reală, ca să nu mai vorbim de susținerea cetăților pe care nici n-a avut-o în spate, decât atunci când au fost probabil furate alegerile la Primăria Generală a Capitalei, cum au fost furate în mod cert și în sectorul 1 București, atunci când a fost dată câștigătoare în mod ilegal Clotilde Dalma.